Dragilor, starea asta care o folosim toți ucide mai mulți oameni decât s-au ucis COVID-ul și accidentele de mașini și fumatul și tot ce vreți voi la un loc. Cum e posibil, vă explic în 3 secunde și video ăsta ar trebui să ajungă nu viral, mega viral, măcar românii care mă înțeleg ce spun să priceapă și dacă vor să înțeleagă bine, dacă nu iară bine. Sarea asta conține un ingredient ce se numește E536. Ei spun că este un antiaglomerant, adică menține sarea să nu se facă boți. Totul e bine și frumos până în momentul în care ai pus-o la mâncare. Când ai pus-o la gătit și ingredientul atinge 100 de grade Celsius, se transformă într-o substanță cancerigenă. Așa că nu vă mai mirați că muriți voi tineri, că vă mor părinții tineri, că vă mor copiii tineri și nu știți de ce a murit, da? Pentru că uite de ce se moare zi de zi. Ei știu asta, voi sunteți ăia care nu trebuie să știți. De ce oare sarea asta, care e la fel de albă și de frumoasă și de curată ca una din asta, asta costă 3,50 lei și asta costă 17 lei. Un kilogram, dacă o cumperi așa, plătești 1.700.000. Așa, plătești 3,50 lei. De ce? Ca să-și permită toată lumea să o folosească la gătit. Exact, de asta e și ieftină, să fie pe buzunarul fiecăruia. Băgați-o în mâncare, zi de zi vă duceți, nu unde trebuie, vă duceți spre groapă. Așa că toate videourile de la toți, de la toți proști în lumea asta ajung virale pe TikTok, parcă văd că video ăsta nu o să aibă niciun interes și nu o să ajungă nicăieri. Eu v-am spus, nu o să vă mai spun altă dată că nu-i treaba mea. Eu cum am aflat și am aflat de curând, am mai păstrat cutia asta doar ca să vă pot arăta și vouă și după să o arunc. Prefer să dau 1.700.000 pe sare din asta și să-mi știu familia sănătoasă. Vă pup!